Ce mai face domnul Liviu Dragnea? Liviu Dragnea este foarte bine Am avut întâlniri cu foarte mulți colegi din județe Ne-am și deplasat în câteva locuri Acum Liviu Dragnea are o problemă de sănătate Cea veche cu coloana de care am spus Este posibil ca asta sau mine să-l opereze Încă, nu, Ei, încă, încă nu fac anunțul public Aștept să văd cum decurge procedura medicilor Cred că în cam în două ore vor decide operația. Îndrept, pentru că nu l-am mai văzut pe Dânsul. Nu ai și la televizor, s-a dus, s-a dus. Foarte vocal. S-a dus, dar trebuie să țineți cont că sunt zone de presă care ne boicotează pentru că așa este contractul făcut cu PSD-ul. Deci are probleme de sănătate Dânsul în prezent. Ceea veche. veche legată de. Uh, și Știți foarte bine că înainte nu de. e a... nimic grav, adică. E destul de grav. E grav. Da. Țineți minte că înainte de a fi condamnat politic, în 2019, noi am fost împreună să ținem ședințele de alegeri în mai multe județe și în timpul campaniei europarlamentare. Și s-a făcut rău cu mine pe la ședința de la Ilfov. Da, mi-am Noaptea da. a fost internat. În noaptea aia, marii medici din România, medici care ne iubești și care ne spun adevărul, Eu au spus, Diviu, deci problema ta la coloană, E de natură că nu poate fi tratată cu antiinflamatoare și cu injecții. Trebuie să te operezi. N-am mai apucat Păi a fost condamnat, a stat 2 ani și 2 luni în închisoare și știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo cu el și cât a fost umilit și călcat în picioare. Ba, ai voie la muncă, ba, nu ai voie la muncă, ba, nu-ți dăm cartelă să-ți cumpere și măcar țigări, ba, te ținem izolat în cameră, ba, nu-ți dăm voie. Adică a fost o nebunie întreagă de care presa a tot scris și noi tot timpul am luat poziție publică. Problema asta de sănătate n-a fost tratată acolo, pentru că n-a avut unde. Nici măcar n-a primit permisiunea cât a fost închis să se efectueze operația. Deși erau spitale din București care s-au oferit, ne ținem cont de normele voastre, de siguranță, de al păzii, dar trebuie să-l operăm. Și s-a întors cu această problemă care s-a agravat. Și asta s-a agravat și în ultimele luni de zile. El a crezut că poate să ducă pe picioare și doar medicamente va fi ferm, însă problema de colon este foarte gravă. Ați fost printre puțini oameni care au rămas atunci alături de însul după da. ce a fost încarcerat. Cum l-ați descoperit, să spun așa, după ce ai ieșit din închisoare? Un Libiu Dragnea diferit, și nu mă refer aici la fizic vorbind. Moral, psihic, cum, cum l-ați descoperit după ce ai ieșit din închisoare? Păi, să vă spun adevărul. Vă rog. Ești un om care te luzi pentru poporul tău. Și te bați cu toți. Cu sistemul ăsta toxic. Cu serviciile. Te bați cu globale și multinaționale. Te bați, te bați cu sclavii și cu slugile lor de aici din București, inclusiv din zona politică. Te bați cu toți simultan. Și nu vrei să dai resurse în României gratis nimănui. Vrei. Legi pentru români, legi pentru protocolul român, legi pentru pensionari, legi pentru salariat, legi pentru cel care are o mică afacere, legi pentru toți. Te baci pentru toată lumea din România. Și te condamnă. Și vezi că atunci când ești condamnat, oameni pe care tu ei creat din nimic și făcut prim-ministri, vice-prim-ministri, ministri, vice -prim -ministri, ministri senatori, deputați, se dezic. Premier? da, premier, că așa este curentul. Nu, dar nu că se dezic. Spun că ai fost rău absolut e cumplit ca un. Și când vezi că acești oameni nu că nu te vizitează, nu că nu-ți mi o scrisoare, nu că nu-ți dau un telefon să o de viața ta, pur și simplu consideră că n-a existat. Bine, românul vede lucrul ăsta. Eu am fost la Liviu de de 37 de ori în ăștia 2 ani și 2 luni, exact de câte ori am fost lăsat de către direcția pe interciarul la cererea reciprocă. Că și Dragnea și eu am făcut cere și au trebuit să ne aprobe ca să vin să-l văd și de foarte multe ori ați fost și voi presa și am dat și declarații de presă când am ieșit. El a fost un om foarte puternic. Și am spus atunci când era, cât a fost închis, crede-mă, zic că oamenii încep să-și dea seama ce înseamnă un patriot care a fost păcat în pușcărie nevinovat, pur și simplu, pentru crezul lui. Că a fost o mizerie dosarul ăla. Și nu e singurul zic Zic, ești în țara test, în care au fost băgați în pușcărie, medici chirurgi, profesori, oameni de afaceri români, tot ce înseamnă capitalul românesc a fost distrus sub forma asta. L-au băgat la pușcărie pe capitanul echipei naționale de fotbal pentru nimic. Este incredibil. Și nu n-am ieșit în stradă pentru oameni ăștia. Nici pentru Beura n-am ieșit în stradă, nici pentru Gică Popescu n-am ieșit în stradă. Dar oamenii acum au început să vadă că au greșit că n-au ieșit în stradă. Pentru Messi au ieșit în stradă. 1,4 milioane și guvernul a înțeles că nu-i de joacă. Când ies 1,4 milioane în stradă și spune stop, te cu abuzurile la marele nostru sportiv, că te ama dracu guvernule, s-a oprit. La noi, noi și nici măcar oamenii care l au operat, care au operat pe uran sau alți medici chiruși din țară. Sunt medici care au plecat din țară în acea perioadă din cauza abuzului și acelor presiuni. Adică a fost o, o perioadă cumplită și am spus Liviu, calmează-te. Românul începe să vadă lucrul ăsta. Și ca să vezi că românii încep să vadă și că încep să te regrete și să regretă că ai fost singurul patriot cu echipa ta, din care fac parte și eu, care am promovat tot timpul interesul românesc. Hai să facem un test. Zic eu, pe pagina mea voi publica adresa ta de la PNT, ce ar să scrie lumea. Am făcut-o de două ori. A primit 275.000 de, de scrisori. Wow! Da? Cei de acolo pe procedură când am fost mi explicat Domnul Ștefănescu E oficial, nu, ne nu putem Procedura este, luăm scrisoarea, o deschidem Să n-aibă bani, droguri, cum Corect, e procedura clar, legală da, da, da. Așa eu arătăm El semnează, zic mai mult de 20 de scrisori Nu poate să n -apăzi, Că te... Acum l-am scos și la muncă Înapoi, Aha. zic ok, în regulă O să vorbesc cu avocații lui oficial Și toate aceste scrisori în momentul când se va libera Le luăm și vom răspunde -le. Și le-am luat, încă n-am răspuns la toate Wow. În total, când, a, când, au fost, deci final, au fost în jur de 312.000-313.000 de scrisori. Pa candida la prezidențiale? când, un popor îți trimite scrisoare, la, scrisă de mână cu timbru, 313.000 de scrisori, înseamnă că reprezint ceva. Înseamnă că există un culoar foarte important. Că ce nu mai întrebați de membri, că membrii pe care noi anunțăm tot timpul sunt membrii care au primit deja carnetul în mână. Avem mult mai, nu mai mulți membri, pentru că este valul este cu noi. Și valul este numai al disperării. Este valul format de către românii care sunt radicali, naționaliști, patrioți, hotărâți să-și recupereze țara. Ăsta este valul în fiecare localitate. vis a -vis de sondajele care le fac ăștia, vă spun de la început, nu că sunt false. Sunteți jariști vechi, cu experiență. Faceți un test. Trimiteți, nu știu, niște oameni îmbrăcați în costumul PNL-ului cu Ciucă și cu Iohannis sau al PSD-ului cu Ciolacu, în orice localitate, în orice comună, inclusiv unde este primar PSD sau PNL. Și vedeți reacția oamenilor. S-ar putea ca oamenii care trimiteți în astfel de uh, uh, caravană să o încurce, să o ia pe cocoașe. <laughs> Însă nicio caravană Alianței pentru Patrie în țară n-a fost oprită. Din potriva am rămas fără meșuri, fără afișe, lumea și le-a pus pe case, pe garduri și așa mai departe. Deci este o speranță din partea românilor pentru că există un partid românesc care încearcă să-și recupereze țara. Pentru că asta avem în momentul de față. Nu avem stânga, dreapta, să-ți povești. Candidat, candidat la prezidențiale, nu mi-ați răspuns. Liviu Dragnea, candidat la prezidențiale. la prezidențiale, îl dorim cu toții. Dânsul dorește? Deci, în că îl dorește poporul și îl dorim noi și membrii din ce ce mai mulți. Problema că asta este, e bine, înseamnă problema, că de problema problem, asta no, problema este că la această condamnare politică, sistemul ăsta cu binomul ăla, cu protocoale secrete, i-au dat o complementară. La fel ca și în astase. N-ai dreptul să candidezi, n-ai dreptul să fii ales, n-ai dreptul să alegi, adică niște chestii care sunt unice pe planetă. Nu există țară în lume. Nu există în lume, nu în Europa. În lume. Deci nu poate. Să dea așa de -a ceva. De -a. Deci drepturile cetățenești în lume, pe planeta anumită Terra, indiferent, în Africa, nu zic în Europa, sunt sfinte. Nu se poate nimeni întrerupe ție dreptul de a candida. Să spun de ce, ca să înțeleagă și trei spectatorii. Dacă tu, de exemplu, ai această complementară și nu poți să candidezi, iar eu fac parte din la un milion de oameni care vor să te voteze, complementarea instanței pe protocol îmi trece mie dreptul. Eu nu țin cont de, 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 decizia ta. Eu vreau să o votez pe mândăria. Și suntem un milion mii care vreau să o votăm. Faptul că tu e interzis să poți să dai o votul? Mi te zici mie votul, ceea ce este ilegal în orice țară. Nu poți să mi te zici mie votul. În Europa au fost oameni aleși, în Africa, Mandela a fost ales din pușcărie. Deci era închis și l-au ales președintele da, țării. Și l-au scos pentru că asta a vrut poporul. Nu poți să te opui votului deci, Dând această de decizie în, în, în seama lui Dragnea, tu mi te zici mie un drept. Noi suntem milioane care vreau să-l votăm pe Dragnea. Cu adică mi tu mie? Pentru că ai dat o decizie că să nu poată fi votat. Bă, ești nebunit. Și pe chestia asta ne-am am deschis niște de procese la nivel internațional și intern, pe care le vom câștiga. Evident. Pentru că cei de la CEDO, cei de la din Europa, când au auzit o astfel de aberații în România, bine, tot aud aberații. Noi știți că noi în România pierdem în fiecare lună cam 45-47 de procese importante, inclusiv cu oamenii de afaceri și cu asociațiile care susțin anumite cazuri la CEDO. Aia se crucesc. Știți, dragi telespectatori de la PS News, că România are la CEDO 84% dintre dosarele existente pe toată Europa? Deci suntem țara europeană cu cele mai multe abuzuri pe metru pătrat din istoria democrației globale. Deci asta stăm în România. Este fabulos. Asta este adevărul. Lumea își câștigă dreptatea la forurile internaționale. Pentru că în România, toți spun, dreptatea merge cu capul spart. Bun, deci așteptați decizia ce Ne luptăm Acum, pentru lucrurile astea. Pentru ne luptăm o... pentru lucrurile astea și ne luptăm pentru Aveți că. Aveți și un plan de rezervă în cazul în care uh, domnul Liviu Dragnea nu va putea candida? Aveți candida dumneavoastră, spre exemplu? Ați eu sunt, eu sunt convins că va putea candida și nu avem un plan de rezervă decât că va trebui tre tre să câștigăm. Deja deci am câștigat câteva, ați văzut că s-a tot anunțat în presă. Tot, a tot câștigat.